v-am regăsit! Sunt Irina Păcuraru și începând de astăzi ne vedem și la TVR2. În fiecare sâmbătă și duminică după amiază, de la ora 6, vă propun o nouă rețea, nu știu dacă e neapărat una de socializare, dar o nouă rețea. E rețeaua unde nimeni nu poate să mintă, unde oamenii ne povestesc lucruri exclusive, unde viața e adevărată și unde nimeni nu încearcă să pară altceva sau altcineva decât este cu adevărat. Noi am spus rețeaua de idol, dar de fapt e un spațiu în care cei care au crescut mari pe internet și care au devenit celebri acolo, se întâlnesc cu performeri adevărați, fie că vorbim despre sportivi, fie că vorbim despre mari artiști, fie că vorbim despre oameni care au devenit numărul 1 în domeniul în care activează. Începem cu o doamnă. O doamnă care de o bucată de vreme trăiește departe de România, dar cu care de multe ori se confundă numele României. E probabil singura persoană despre care, dacă întrebi pe oricine de pe stradă, găsești răspunsul afirmativ. Cineva știe ceva despre ea. Încercăm. A fost primul 10? Singurul 10 la gimnastică. Cea mai tânără? Da. Cea mai tânără. Primul 10 la gimnastică și apare în reclame. Deci era în 1976, Olimpiada de la Montreal. O puștoaică născută la Onești ajungea acolo să-și facă bine treaba. Lumea știe de fapt că am vorbit de foarte multe ori despre faptul că am avut această energie ca orice copil la o vârstă destul de fragedă și a fost o întâmplare că a existat o sală de gimnastică în apropierea locului unde am copilărit. Avem un interviu realizat acolo de către Alina Alexoi, care față în față cu Nadia a aflat exact cum a arătat momentul în care Nadia a devenit egală cu perfecțiunea. Mama mea nu știa ce să facă cu mine, că am avut atâta energie și am stricat o parte din mobilierul din casă și a aflat, de fapt, de la niște vecine că există o sală de gimnastică și ea a fost extrem de bucuroasă, că a crezut că temporar eu mă pot acomoda cu sala mai mult decât cu mobila și a crezut că o să-mi treacă această energie. Nadia Comăneci este o gimnastă româncă, prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică. Este câștigătoare a 5 medalii olimpice de aur. Considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului 20 și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Zeița de la Montreal este prima gimnastă a epocii moderne care a luat un 10 absolut și este primul sportiv român inclus în memorialul International Gymnastics Hall of Fame. Mi-a plăcut faptul că era un echipament de joacă, deci o incintă cu ceva ce eu nu aveam în fața blocului. Și saltele și paralele și locuri unde puteam să mă cațăr. Asta vreau tot timpul, să mă cațăr și să fac lucruri pe care nu puteam să le fac acasă. Cel mai mult mi-a plăcut la gimnastică acest zbor. Și acum visez că zbor, că alerg și zbor și încă mai rămân în aer. Am avut această senzație de când eram mică, care mi-a plăcut extrem de mult și am găsit-o în gimnastică. Și încercam ca să fiu bună la școală, ca părinții să mă lase să merg la gimnastică. Știi cum era? Dacă ești bună la școală, poți să te duci și la sală. Cred că sala era considerată o joacă. Când a devenit totul serios? Când ai simțit că s-a terminat joaca și că ceea ce faci e altceva? Devenise o competiție la cine învață cel mai repede elemente. Deci noi între noi, care face prima dată roata, care face stândul pe mâini, care face lentă înapoi, flic înapoi. Și am început aceste concursuri mititele, să spun. Și mi-a plăcut să merg, pentru că erau foarte puține oportunități pentru copii în perioada aceea. Deci noi mergeam cu niște basuri la competiție, cântam ce învățam la școală, cântece împreună cu toate fetele și colegele. Să aveam costume, deci noi nu avusesem costume niciodată și dormeam cu el cu costumul sub pernă. Ne făceam cipici din șosete albe. Deci le tăiam așa, le coseam și puneam elastic și așa ne construiam, care nu rezistau foarte mult, că de la piruiete se rupeau și puneam petece, că m-a învățat mama să pun petec. Deci ne descurcam. Eram un copil care, dacă îmi spunea antrenorul
fac pariu că nu faci asta, eu asta vreau să fac. Întrebarea era ce te provoca cel mai tare în sala de gimnastică? Deci absolut tot. Tot mă provoca în sala de gimnastică, pentru că vreau să fac lucruri care nu s-au făcut niciodată, vreau să fac ceva care era imposibil de făcut. Și vorbesc de fiecare dată cum ne spunea antrenorul să facem, să spun, 7 exerciții la bârnă. Eu vreau să fac 8. Faceți 25 de bricege la pregătire fizică. Eu vreau să fac 30. Deci aveam loc de mai mult. Fără să-mi dau seama, era doar o provocare pe care eu mi-o cream singură și ca să vezi că în timp și în ani, acele 3 în plus, acele 5 în plus, m-au ajutat și am câștigat câte puțin față de celelalte, cred eu. Și, cum să spun, e ceea ce pui în bagaj, în rucsac și l-ai și nu știi de unde a venit. Erai diferită față de colegele tale? Ai simțit asta? Cred că le motivam pe fete de mai multe ori atunci când le era greu, să spun că ajungeam la un moment dat când la pregătire fizică, nu știi, nimănui îi place pregătirea fizică. Zic, haideți că mergem împreună, facem împreună, să fie bine, să vedeți ce puternici o să fim. Nadia obținuse mai multe note de 10 în concursurile premergătoare Jocurilor Olimpice din 1976. La Montreal, însă, situația era cu totul alta. Înainte de Montreal a fost Schienu. A fost semnalul pe care l-ai dat lumii că gimnastica se va schimba. Ai simțit asta? Nu am simțit asta, pentru că noi nu aveam prea multă informație cu ce făceau celelalte gimnaste. Știi foarte bine că toată lumea se antrena în secret. Și nu se știa nimic. Eu credeam că sunt bunicică destul de bună. Când am ajuns la Schien, mi-am dat seama că lumea forfota așa și vorbea că există o sportivă micuță în echipa României care s-ar putea să facă ceva, dar nu mi-am dat seama că este ceva adevărat. M-am gândit că spun ei ceva doar așa ca să mă facă pe mine să mă simt bine. Când ai plecat la Montreal, ce ți-ai dorit cel mai mult? Mi-aduc aminte, era toată delegația care pleca la Montreal și am fost întrebată ce doresc de la aceste Jocuri Olimpice și am spus, doresc să câștig o medalie și dacă se poate să fie de aur. În joc erau medaliile olimpice și nimeni nu se gândea că în condițiile în care miza era uriașă, o gimnastă poate să-și învingă emoțiile și să fie perfectă. S-a întâmplat în concursul pe echipe. Fetele concurau la paralele, iar Nadia a făcut exercițiul ca la carte. Bella nu avea voie să fie lângă noi, pentru că bărbații nu aveau voie sub aparat. Marta era cu noi, ne trăgea trambulina, pentru că aveam trambulină la exercițiile impuse. Însă știam unde este Bella, că îl găseam tot timpul, că el se mișca în așa fel încât să fie lângă noi. Să-l vedem, deci contactul ochilor și n-a fost decât ceva de genul acesta, deci nu știu înseamnă poți, merge, o să faci. Asta a fost singurul semn pe care l-am văzut și bineînțeles am făcut exercițiul impus, care mi s-a părut că a fost bun, nu mi s-a părut că a fost mai bun, nu a fost așa de bun ca altele pe care le-am făcut în antrenament. Dar pentru că înaintea mea s-a luat o notă destul de mare, 9,90, cred că prin amplitudinea pe care am făcut-o la acest exercițiu impus, care era mult mai mult decât se cerea în codul de punctaj, dar totuși am stat în linia descrierii exercițiului impus, n-au avut unde să se mai ducă arbitrele. Erau 4 arbitre atunci. Nota mare și nota mică a căzut și s-a făcut media din cele două din mijloc și a ieșit un 10. Sala a respectit-o cu aplauze, iar gimnasta s-a retras cu minte lângă antrenori și colege. Toți așteptau nota. Pe tabela electronică, după mult timp, a apărut un 1, spre uluiala tuturor. Nu mi-aduc aminte momentul când a apărut, pentru că nu m-am uitat la notă, pentru că eram ultima din concurs și mă uitam după sacoșă să văd unde este ca să mă pregătesc să merg la bârnă. Deci mai puțin interesată de ce se întâmpla cu nota mea, am zis că oricum e o notă destul de bună, 9-9 sigur iau,
Și am auzit un zgomot în mare, un zgomot în sală și m-am întors și eu așa ca omul să văd ce s-a întâmplat și am văzut nota care se întorcea cu 73 și 1.00. Antrenorul Vera Carori s-a îndreptat către juriu pentru a cere explicații, deși foarte repede s-a auzit vocea crainicului care a anunțat: doamnelor și domnilor, pentru prima dată în istoria Jocurilor Olimpice, Nadia Comăneci a obținut nota 10. M-am uitat la Anca Grigoraș și încă la o altă colegă. N-am înțeles ce se întâmplă, pentru că nu se vorbea atunci. Deci crainicul nu spunea nimic, era numai numărul și începea muzica. Și au dat din umăr că cred că e un 10 sau ceva e neregulă, dar eu mi-am văzut de bârnă, de marș mai departe, îmi vedeam eu de treaba mea, că de-aia am și venit. And everybody's asking, is that worth the magic 10 again? 10 she's got. She takes it again for the fourth time. It is quite incredible. Șocant nu a fost doar faptul că Nadia a primit atunci la Montreal nota 10. Frumos a fost că nota aceea a primit-o nu o singură dată în aceeași competiție, ci de 6 ori. Numai când am ajuns la hotel mi-am dat seama, când am intrat în pat. 10, 10, știu că și la școală 10, 10 la matematică e. În momentul acela totul în jurul tău s-a schimbat, nu? S-a schimbat totul în jurul meu, dar nu pentru mine. Pentru că la mine a fost doar prima zi de concurs. Știam că mai am încă vreo 6 zile de concurs, sau cel puțin 6. Atunci notele din spate se adunau, deci nu începeam de la zero, deci nu acum cum te califici și te califici pe 5 și după aceea poți să câștigi competiția. Luai din urmă tot de la calificare și mă gândeam, trebuie să mă odihnesc, mai am o zi, mâine sunt liber alese, deci nici nu m-am gândit în un moment la ce înseamnă acest 10. Pentru a ajunge la exercițiile pe care le-a executat ireproșabil la Montreal, la Jocurile Olimpice din 1976, Nadia a făcut până la vârsta de 9 ani câte 2 ore de antrenament zilnic. După aceea, norma a crescut la 3 ore pe zi, iar de la 12 ani a fost nevoită să suplimenteze. Tracțiunea în brațe de la paralele atingea uneori 250 de kilograme. Un copil neantrenat s-ar fi desprins literalmente din articulațiile umerilor, explica la un moment dat antrenoarea Marta Caroli. Vreau foarte mult să mă antrenez, mie îmi place foarte mult. Simt că atunci când mă antrenez, parcă mă joc. Exercițiul pe care Nadia îl executa la paralele cuprindea 14 elemente, dar era alcătuit din combinarea a 150. 20.000 de repetări au fost necesare Nadiei pentru a face perfect saltul lateral de la bârnă. Ce te-a emoționat cel mai mult? Sau ce persoană te-a atins cel mai mult? Nu știu dacă ai vorbit cu mama, de exemplu, atunci, sau s-a întâmplat ceva? Nu am vorbit, pentru că era foarte dificil, știi, conexia cu România și abia să mergi undeva, într-un loc special ca să vorbești, dar am vorbit cu mama mea, cred, mai târziu, prin radio, pentru că am dat un interviu și cineva a dus-o pe mama și cred că plângea. Iar eu încă nu terminasem competiția și mi-am dat seama că este ceva mare, dar nu m-am oprit să mă gândesc la acest moment. Atunci ai devenit Nadia România. E egalitate între cele două. Ai devenit sportiv universal. Cum ai resimțit asta? Am resimțit când am ajuns la aeroport, la București, când trebuia să ieșim din avion, toată echipa ne-au spus să punem medaliile la gât și am ieșit și când am văzut atâta lume, m-am speriat. Aproximativ 10.000 de oameni la aeroport. Mi-aduc aminte că m-am întors și am intrat înapoi în avion, pentru că nimeni nu ne-a pregătit că vor fi atâția oameni la aeroport și lume care să mă atingă
pe fundița de la coada de cal și aveam o păpușică în mână, mi-aduc aminte, și țineam strâns ca să nu o pierd. Deci eu, copil de 14 ani, nu mi-am dat seama de ce s-a întâmplat. De ce a venit atâta lume la aeroport când eu fac aceste exerciții de vreo 6 ani? Și până acum n-a venit nimeni. Victoriile, succesul, gloria, te-au schimbat, te-au atins într-un fel? Nu. Nu, pentru că nu știu să fiu o altă persoană. Deci n-am cum să mă schimb, că nu știu în ce să mă schimb, că asta sunt. Care era cel mai mare adversar al tău în perioade sau aici? Rusoaicele erau adversarele noastre. Chiar ieri ai văzut că m-am întâlnit cu Nelly Kim și i-am zis că noi ar trebui să ne urâm acum, nu? Că așa a scris presa că ne urâm, dar eram adversare, e adevărat. Nu vorbeam pentru că nu cunoșteam limba. Și nu ne uitam la alte concurente pentru că trebuia să ne gândim la ceea ce avem noi de făcut. Dar în locul nostru noi apreciam de fapt ce făceau celelalte și trăgeam puțin cu ochiul să vedem dacă fac ceva nou la care trebuie să învățăm și noi. Nadia Comăneci s-a retras în activitatea competițională după Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. În noaptea de 27 noiembrie 1989 a trecut ilegal granița română-maghiară, în cele din urmă solicitând azil politic Guvernului Statelor Unite. Acest gest dramatic a avut un efect major asupra opiniei publice, chiar asupra familiei conducătoare a României. Nu am fugit, am fugit de ce s-a întâmplat cu tot sistemul în care trăiam și cu această presiune pe care o aveam fiind urmărită, nefiind lăsată să călătoresc. Eu nu puteam să călătoresc nici până, nu puteam să merg nici până în Bulgaria. Deci, în momentul în care a plecat Bela în 81, când a rămas, unde am fost noi la acest turneu Nadia 81. Și unde tu ai refuzat să rămâi? Eu am refuzat să rămân, cu toate că mi-au spus că rămân. Eu am refuzat pentru că nu mi-am închipuit că pot să trăiesc în altă țară decât acolo unde m-am născut. Eu am fost un fel de să spun, un fel de sechestru, să spun așa. Deci eu nu am mai putut să ajut mai departe gimnastica sau să zic România, pentru că eu nu am mai călătorit. Mie mi-au interzis călătoriile. Nadia și-a petrecut următorii ani promovând linii vestimentare pentru gimnastică, echipament de aerobic și rochii de mireasă. În 1994 s-a logodit cu gimnastul american Bart Conner și s-a întors în România pentru prima dată de la plecare. Comăneci și Conner s-au căsătorit în România în luna aprilie anului 1996. România mi-a dat ceea ce sunt. Pentru că m-am născut în România și pentru că dacă nu mă duceam la sala de gimnastică, dacă nu eram în Onești, dacă nu mă întâlneam cu Bela în același timp și cu Marta, deci la locul potrivit, în timpul potrivit, a fost această aliniere perfectă de eu să fac gimnastică la 6 ani, să mă nasc în România, să am acești antrenori, să am acești părinți. Deci tot anturajul acesta m-a făcut cine sunt în momentul de față. Multă lume m-a întrebat dacă te nășteai în altă țară, puteai să ajungi probabil la altceva. Zic, da, dar puteam să ajung nimic. Pentru că poate nu era scris să mă fi născut în altă țară să fac această performanță. În 1999, Comăneci a devenit primul sportiv invitat vreodată să vorbească la Națiunile Unite pentru a lansa anul 2000, anul internațional al voluntariatului. Nadia este în prezent ocupată cu gimnastica și munca de caritate în întreaga lume. Ea și soțul său sunt proprietari unei academii de gimnastică din Statele Unite și a câtorva magazine de echipament sportiv. Care e cel mai frumos compliment pentru Perfect Ten? Nadiesc. S-a creat acest cuvânt de la această performanță și în momentul în care cineva face ceva extraordinar, se folosește cuvântul nadiesc. 10 Nadia înseamnă să fii cel mai bun, de fapt. Și am văzut și aici oameni care au plâns după atâția ani când da, au văzut. Da. Copii care vin și acum să-ți spună că inspiri. Copiii care sunt acum, părinții lor nu erau născuți în momentul Montreal, dar este greu de imaginat cum s-a păstrat life această istorie care a fost acum 41 de ani.
Pentru că noi trăim într-o lume în care uităm ce s-a întâmplat acum o săptămână și uităm ce a făcut cineva acum o lună, care să fi fost o performanță extraordinară, dar să te gândești la 41 de ani de la o performanță, eu mă gândesc la 41 de ani, doar 41 sunt foarte mulți ani. Dar dacă te gândești de la o performanță, este imens. Și cum spui tu, am văzut copii care au vârstă de 16 ani și știu de la părinți că a existat o fetiță de 14 ani acum ceva timp care a făcut ceva extraordinar aici. Asta știu cei din generația de astăzi. Ai fost foarte calmă ca și gimnastă. N-ai lăsat să treacă nimic dincolo. În interior ce a fost? Aveam puterea să țin în interior când eram copil. Foarte multe lucruri și foarte multe emoții, pentru că reușeam să fac acest lucru. Ei, nu mai pot acum. Uite că nu mai pot. Nadia, poți Natal. Ești cel mai cunoscut român din lume. Oriunde te duci, când spui de România, primul lucru e Nadia. Am crezut că după momentul Montreal, după puțin timp, lumea își vede de viața, fiecare își vede de viața lui și uită. Dar stau și mă gândesc că atunci nu mi-am dat seama ce am făcut și stau și mă gândesc ce trebuie să facă cineva, ce moment istoric în viață trebuie să aibă cineva ca să-ți aduce aminte după atâția ani unde erai și cu cine erai și ce ai simțit în acel moment. Și îmi dau seama cât este de greu să faci așa ceva. Și mie, când îmi spunea la 14 ani că tu ești prea tinerică să dai tu puterea asta să faci, și eu spuneam, eu nu sunt tinerică, eu știu ce am de făcut. Adică eu eram așa de stabilă pe ceea ce vreau să fac, încât nu puteam să-mi imaginez că nu pot să fac acest lucru. Mă uit acum la copii de 14 ani și stau și mă gândesc cum am putut eu să fac acest lucru la 14 ani. Nadia Comăneci a fost distinsă de două ori cu Ordinul Olimpic acordat de Comitetul Internațional Olimpic. Faptul că la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria competiției, moment în care tabela electronică a afișat 1.0, deoarece nu putea arăta nota maximă, nu se va repeta niciodată. Sistemul de punctaj s-a schimbat și notele nu mai pot ajunge până la 10. Ai spus că întotdeauna, dacă ți-e greu un antrenament, ți-e ușor după. Antrenamentul era mai greu decât concursul. Dar aduni cărămidă, știi cum construiește o clădire, da? Și gimnastica nu se face așa de repede, dar îți trebuie timp, îți trebuie scani. Și trebuie să te bucuri de fiecare moment pe care l-ai în sală, pentru că lumea nu vorbește decât dar e mult prea greu, dar e multă muncă, dar săraca de tine, dar nu e niciun fel de săraca de mine. Deci lumea nu vorbește despre faptul că atunci când faci prima roată pe bârna înaltă, e o satisfacție extraordinară, că ești în sală zile și săptămâni și luni și ai trecut de acest moment și ai făcut o roată și după aceea ai făcut 9 sau 10 roate, te duci acasă și spui la părinți și nu-ți vine să crezi că ai făcut roata. Deci, deci momente de acest gen aveam aproape în fiecare zi. Deci eu nu mă gândeam la olimpiadă, că nu faci... Bine, e adevărat că ai în minte că vrei să te duci odată la olimpiadă, dar trebuie să te bucuri de lucrurile acestea frumoase pe care le ai cu colegele și ce înveți, că este un sentiment extraordinar. Gimnastica românească nu e într-un moment bun acum. Crezi că pot fetele să-și regăsească acel spirit de care tu vorbești, de fapt, de bucuria, de plăcerea de a face în zi de zi? Eu sper să-și găsească această plăcere, pentru că depinde și de persoană. Trebuie să fii sigur că faci sportul pe care îl dorești și că ești în sală în acest sport. Copiii nu știu ce doresc să facă când sunt mici, dar trebuie îndreptați spre mai multe sporturi și gimnastica este unul din ele, este un sport de bază pentru orice fel de sport. Dar eu am avut această plăcere de a învăța elemente. Aș fi făcut și acum, dar trebuie să-mi aduc aminte că, hei, stai puțin, că nu mai ai 14 ani. Așa.
Asta-mi fandare așa. Băi, cu tocuri fac spadă? Ce element ți s-a părut cel mai greu? Îmi plăcea să fiu, să fac elemente de inovație. Vreau să fiu creativă, da? De-aia am și făcut saltul cu mâneci, coborârea cu mâneci, pentru că vreau să fac ceva ce nu s-a făcut. Made it. Nadia. The year was 1976. The place, Montreal. The stage, the games of the 21st Olympiad. Women gymnastics, two global superpowers, on collision course. The USSR and Romania striving for supremacy. Amid it all, an established star took on a rising one, Kim versus Komonec. In an imperfect world, all who watched witnessed perfection. What do the judges say about that? Something unique for the greatest show on earth. 10 she's got. Despite what the scoreboard said. The 14-year-old Romanian first. It is quite incredible. This the wonder child. Perfect tense. Peerless. Flawless. Now standing here 41 years on, it seems a lifetime away. But as the memories tumble around my head, it could be yesterday. Chitariști, când la chitară. Da. Aha. Și care-s idolii tăi? Carlos Santana, Jimi Hendrix. Nu m-am gândit foarte bine până acum. Probabil actori în mare. Dacă da, și actori. Și, actori. Și un personaj la care mă uitam de când eram mic, e Malala. Malala? El e olimpic la chimie, probabil că are ceva. Da, nu prea am idoli în știință sau... Ești cum olimpic la chimie și fără să ai model. Nu am niciun model. Sunt mulțumit de mine. Aoleu, așa de repede? Da. În clasa nouă? Asta e periculos, să știi. Risc, posibil. 1, 2, 3, există campioni Canadia. Există performanțe pe care nu le poți contesta. Și există emoția pe care o am eu acum, că vă vorbesc și la cameră, adică la televiziune, și aș putea într-un fel sau altul să fac și vlogging, adică să fac lucrurile astea pentru internet, cum poate că unii dintre cei care încep să adune nu mii, nu zeci de mii, nu sute de mii, ci milioane de vizualizări, o fac deja. Pionier între ale vloggingului în România, unul dintre cei mai umăriți oameni pe care internetul românesc i-a creat și i-a crescut, e un băiat despre care chiar aș fi vrut să știu mai multe până astăzi, când în sfârșit l-am chemat aici, ca împreună să aflăm și de ce Mikey H înseamnă mult mai mult decât o doză de H, sau cel puțin așa sper. Mi s-a spus că așa și e. Deocamdată, ce crede el despre Nadia Comăneci? Demnă de tot respectul oricărui român, dar în același timp mi se pare că a devenit ce puțin pentru mine un simbol al incompetenței românilor de a găsi noi vârfuri cu care să se laude. Pentru că oriunde mergi, ce? Nadia Comăneci, Nadia Comăneci, frate, a fost acum nu știu cât timp. Dacă mergi acum și spui că ești neamț, nimeni nu spune de niște chestii care s-au întâmplat acum nu știu cât timp. Spune, a, ești neamț, a, BMW, a, Angela Merkel, a, adică știi? Sunt alte chestii pe care oamenii le știu despre tine. Mihai Alexandru H. este unul dintre cei mai populari vloggeri români, cunoscut pe YouTube ca Mikey H., cu peste 1,4 milioane de abonați la canalul său. Primul hit, oricum am simțit cumva treptat că poate fi viitorul. Nu a fost un moment pe care pot să-l izolez și după care pot să mă iau. Toată ascensiunea a fost cumva treptată, a crescut destul de lejer. Pentru că dacă mașinile de astăzi încă folosesc motoare cu pistoane, avioanele au trecut de mult la motoare jet, mă rog, motoare cu reacție, sau chiar electrice. Adică au dat cu jet motoarelor cu pistoane. După aproximativ 8 sau 10 luni, mai știu, am făcut 10.000 de abonați. Și eram cel mai mare canal de YouTube din România. Eu am fost cel mai mare canal de YouTube din România constant. Până acum ceva vreme, în fiecare an. Non-stop, în continuu. N-a fost nimeni mai mare ca mine. Din 2011, da. Întrebarea firească este de unde a început.
Eu am prins perioada aia și probabil că părinții încă mai au abordarea asta cu copiii care se joacă toată ziua. Nu te mai juca toată ziua, că nu o să faci, nu o să câștigi bani în jocuri, la mai lasă calculatorul în pace, mai vezi, mai mergi la teme, mai, adică chestiile astea clasice. Na. Evident, mă atrăgeau super mult domeniul tehnic și ca orice copil, cu gadgeturile, cu îmi plăceau foarte mult, normal. 7 ani a fost cel mai mare canal de YouTube din România. Creator de conținut, absolvent de marketing, Mihai a copilărit la Orăștie și a crescut la Deva, în anii când România descoperea democrația. În 90 aveam deja 3 ani. 3... Mă bucur super mult că am copilărit în perioada aia, fiindcă toate prostiile pe care le-am făcut nu sunt înregistrate niciunde. Știi? Nu erau telefoane, nu era Instagram, nu era nimic. Și toate prostiile și tâmpenile pe care și-am făcut... Nu sunt niciunde. Astăzi, un copil, un puștulică care crește astăzi, are telefonul în buzunar, filmează absolut tot, toate tâmpenile pe care le face sunt undeva sau cineva le are. Asta e grav. Ce l-a inspirat? Pe cine a imitat sau a încercat să urmărească? Și despre asta am vrea să știm. Urmăream YouTube, numai ce descoperisem YouTube și mi se părea incredibil că era un tip, îl chema Ray William Johnson, tipul avea o emisiune similară cu Doza de Hash, mă rog, Doza de Hash e similară cu ce făcea el. Și mi se părea fascinat cât de simplu poate să fie tipul ăsta filmat din camera lui de cămin. Stătea la cămin, că era la facultate, și filma efectiv, stătea cu fundul el în pat și filma o emisiune în care comenta clipuri de pe YouTube. Și mi se părea super simplu de făcut și avea omul, era cel mai mare YouTuber de la vremea respectivă, avea 3 milioane de abonați. La vremea, era imens. Astăzi, cel mai mare YouTuber are 80 de milioane de abonați. Idolii falși sunt, chiar și pentru vloggerul care a făcut istorie în internetul românesc, o realitate. Chiar dacă activează în domeniul care creează iluzii. Dinainte să apară YouTube-ul, idolatrizam, nu știu, da, personaje care n-au avut o contribuție la umanitate. Cu ce au contribuit Kim Kardashian la umanitate? Prefer să-l admir pe, nu știu, pe Elon Musk, eu, de exemplu. Sau prefer să admir, nu știu, ingineri grozavi, cum e, de exemplu, Christoph von Koenigsegg. Sau prefer să admir mari lideri, ca și Gandhi sau ca și Dalai Lama. Ce să admir pe Kim? Adică de ce să admir chestii superficiale? Mi se pare logic. Dar asta cumva e în funcție de educație și de valorile tale. Dacă tu ai valorile... setul de valori super low, super jos, evident că vei admira oameni care rezonează cu setul tău de valori. Eu aș fi putut să mă prostituez în continuare și să fac conținut caterincă doar ca să fac vizualizări și să rămân în top, cum ai zis tu. Dar nu-mi doresc asta. România de azi, văzută de pe net, arată cam așa. Societatea din România este extrem de divizată. Este un fenomen pe care îl observ în foarte multe țări din lume, nu numai din Europa. Se întâmplă o diviziune, este noi, mentalitatea noi versus ei. Este ciudat, pe de o parte unii oameni evoluează foarte puternic, au acces la internet, au o deschidere foarte mare, vorbesc limbi străine, circulă prin lume și pe de altă parte sunt oameni care sunt cumva neglijați și uitați și bătuți de soartă, care efectiv nu poate să își depășească condiția. Este cumva de datoria noastră să-i ajutăm și pe acei oameni. Evident, e o discrepanță enormă, e o problemă pe care o avem, dar în același timp poți să vezi ca o provocare pe care o putem rezolva. Mi-e de-aia place România, mi se pare extraordinar. Și de ce? Pentru că în România sunt foarte multe lucruri de făcut încă. Și voi? Voi ce faceți? Noi te referi la cine? Creatorii de conținut? Nu am observat foarte mulți care se implică în treaba asta. Acum am văzut recent că au început să apară încă 2-3. Dar nu sunt foarte mulți. Cei cu care am vorbit eu cel puțin o ardeau la modul, domnule, nu mă bag, eu sunt artist, eu sunt muzician, eu sunt vlogger, nu știu de asta, nu știu de asta, habar n-am de chestia asta. Și mi se pare o greșeală, adică politica trebuie să te intereseze exact ca orice alt domeniu. Te afectează într-un mod profund, de la prețul alimentelor din supermarket până la faptul că poți să circul pe stradă cu mașina și nu dă peste tine un tank, până la faptul că nu anexează Putin Dobrogea, toate chestiile astea sunt chestii de politică care te afectează în fiecare zi într-un mod foarte profund. Și noi nu știm politică, noi nu știm ce face Curtea Constituțională, habar n-avem ce face Avocatul Poporului, nu știm care este rolul Parlamentului, ce face președintele, ce nu face președintele. Noi nu suntem literați politic și nici acești vloggeri, creatori de content, ei nu știu politică, pentru că nu s-a învățat în școală sistemul politic, ce face. Am fost la SNSPA, la științe politice, la facultate, zile trecute, că am vorbit acolo, și am întrebat publicul, sunt la SNSPA, i-am întrebat pe studenți, cine știe care este forma de guvernământ în România? Să ridice mâna. Și unul mai curajos a ridicat mâna și a spus, știu eu. Și a spus că e Republică Prezidențială. Fals.
Altcineva a spus Republica semiprezidențială. Fals. Tu glumești acum, e doza de haș. Nu glumesc. Da? Studenți la SNSPA habar n-aveau care este forma de guvernământ în România. Tu înțelegi chestia asta? Forma de guvernământ în România? Cuvinte, ca să rămână măcar aici regiunea. Forma de guvernământ în România este republică parlamentară. Ceea ce înseamnă că puterea este în mâinile parlamentului. Dar noi habar n-avem treaba asta. Noi mergem la și votăm președintele care stă acolo la Cotroceni și dă medalii. Și când vine vorba să votăm parlamentul, la ce parlament, nu știu ce, nu mă bag. Dar președintele contează. Nu, contează parlamentul. Dar asta înseamnă că tu nu știi politică și este grav. Și atunci vine că nu pot să mă aștept de la acești youtuberi să știe politică și să se implice, pentru că nici eu nu știam. Mi-a trebuit să citesc, a trebuit să mă uit la documentare, să sacrific sâmbete și weekenduri și nopți ca să mă pun la punct cu treaba asta, fiindcă nu le știam, evident că școala nu m-a învățat. Dar m-am interesat și le-am învățat. Și nu mă pot aștepta de la ei să aibă un astfel de mesaj, că nici ei nu știu. Evident. Nu am învățat neapărat asta la școală, am învățat macroeconomie, econometrie, contabilitate, chestii de genul ăsta. Pe tot parcursul sistemului de învățământ, din clasa 1 până la ultima zi de facultate, a fost un chin pentru mine. Absolut, nu m-am putut adapta deloc. Eram dislexic, sunt încă, chiar sunt. Dacă îmi dai un text, nu pot să-l citesc, adică mi-e super greu. Nu trebuie să descifrez, să citesc pe litere, efectiv. Dislexia este o tulburare la citit manifestată prin modificarea cuvintelor, prin greșeli de lectură. Este un deficit de un anume grad în recunoașterea și înțelegerea textelor scrise, tipărite sau de mână. Această deficiență poate fi sesizată în jurul vârstei de 6-7 ani. Eram, dar nu știa nimeni, nici părinții mei nu știau ce asta. Și știu că luam bătaie de la profesor că nu puteam să citesc. Pentru mine să citesc o carte e un calvar. Și tocmai de asta am foarte multe audiobook-uri. Foarte multe audiobook-uri. Ori ne merg în mașină, în continuu. Eu nu pot să înțeleg, de exemplu, cum cineva poate să meargă cu mașina prin București o oră jumate să asculte radio. Așa nebunii. Ascultă o carte, frate, învață ceva. Știi? Uite, câte, am o grămadă cărți. Ia de drumul la una. Uite, de la Dale Carnegie până la, uite, Neagu Giuvara, mă uit, până la Maynard Keynes sau Adam Smith, citesc inclusiv Karl Marx. Ce face un vlogger angajat? Care este rolul lui? De ce ar trebui să-l urmărim? Sincer, ce-mi doresc să fac este să simt că sunt util într-un fel, să simt că contribui, să simt că am lăsat ceva cu adevărat util. Nu hi-hi-ha-ha, că hi-hi-ha-ha, am vedem pe net cât vrei, există. Aș vrea să fac ceva mai mult de atâta. Adică... Ana Ioan și Horia sunt elevi la Colegiul Lazar, unul dintre cele mai bune din București. Copii de 10, la propriu. Sunt ironici, selectivi și au umor. Deocamdată generația lor este cea de la care sperăm să conecteze corect internetul cu viața reală. Deci cum dansați acolo pentru Ziua Europei? Ia! Ioan! Nu pot să cred că ne-ai jurat să facem asta. Ne-ai jurat să facem asta pentru ei? Ok. Vezi, ați văzut două camere pe voi și gata. Arată degetul și ați început. Suntem exhibiționiști noi. Da, exhibiționiști. Generația asta. Mm-hmm. Și aș zice că mai mult Instagram-ul e cea mai devină platformă. Adică m-am uitat la... Poți să te uiți pe media pe zi cât ai folosit Instagram-ul într-o zi. Mulți dintre colegii mei au două ore jumate chestii de astea nebune. Stau și se uită la poze din viața unor celebrități? Și eu, nu prea cred că stau pe Instagram. Dacă mă uit la sfârșitul zilei, văd că am 30 de minute acolo și nu știu când au trecut ele. Păi da, și acolo, avea acolo idole adevărați, da? Mm-hmm. Că toată lumea e perfectă în pozele alea. Da. Lumina care pică cel mai bine... Noi cred că suntem destul de conștienți că e real, dar nu știu. Să știi că majoritatea... Uiți în spatele pozelor, ăla sunt niște copii la fel ca noi. Mm-hmm. Da, afectează mult stima de sine, îți intră în subconștient. Serios? Da. Și dacă te uiți la... Aș zice că asta e marea problemă a generației, mai ales la fete, de pildă. Că se compară în continuu cu fetele afară de atât. Așa e? Da. Cu cine, de exemplu? Mai mulți, de fapt, străini, cu 100% tot felul de americanți de 17-18 ani, care arată de parcă acum au cumpărat de 35. Nu toate sunt un model, dar unele... Bine, nu, niciuna nu e un model, dar... Unele mă compar, nu doar eu, dar și prietenele mele, și fizic, și stil, și îmbrăcăminte, și felul de a vorbi. Și nu știu vă dă ce. Cu plus? Când nu ne dă cu plus, ne dăm seama că nu e real și atunci suntem... 1, 2, 3, yeah!